În această săptămână va avea loc recepția lucrărilor la grădinița nouă din Solovăstru. Clădirea a fost ridicată cu bani proveniți de la Banca Mondială și va putea găzdui peste 50 de preșcolari. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 1.100.000 de lei, iar contribuția primăriei de 2% din această sumă. Administrația locală trebuie să asigure toate utilitățile necesare funcționării normale a instituției, iar mobilierul și dotările interioare vor veni printr-un proiect al Ministerului Învățământului. Utilitățile în proporție de 80% sunt terminate. Adică, ce înseamnă? Am băgat gazul cu centrală termică unde este apă caldă, apa normal, curentul și canalizarea. Sunt terminate toate, în afară de gardul care trebuie să împrejmuim grădinița. Lucrările la noua grădiniță au început în luna noiembrie 2014, noua clădire fiind absolut necesară, după ce aproape 30 de ani, copiii din comună au mers la o grădiniță improvizată, care a funcționat în incinta căminului cultural. Sunt băi, fiecare sală de curs are pentru copii, are toalete separate, cu dușuri, cu WC, tot absolut e la punct și modern toată grădinița. A mai rămas depus la punct exteriorul, care trebuie să asigure și el condiții moderne pentru activitățile din exterior ale preșcolarilor. O să semănăm iarbă, facem jocul, terenul de joacă pentru copii. Aici o să fie o poartă pe unde intră pompierii în caz de incendiu, salvarea, o să fie portiță pentru intrare la copii. În terenul de sport o să facem o ușă de intrare, copiii în pauze când cei de la școală sunt la ore, cei mici să duc să se joace pe terenul de la gazon artificial. Anul școlar 2015-2016 va arăta altfel pentru preșcolarii și educatoarele din comuna Solovăstru. O clădire modernă, două săli luminoase și dotate cu tot ceea ce trebuie pentru un act educațional de calitate, îi vor aștepta pe copii să descopere primele taine ale cunoașterii.